După cum știți, studiem mărturisirea de credință și am ajuns la capitolul despre Duhul Sfânt, despre lucrarea Duhului Sfânt, despre darurile Duhului Sfânt și am ajuns să vorbim despre vorbirea în limbi ca dar special din partea lui Dumnezeu și am ajuns la un punct al studiului în care vedem limitările pe care Duhul Sfânt, autor al darului, le-a pus asupra acestui dar. Și am început data trecută să vorbim despre asta și mai avem încă de discutat anumite limitări pentru a înțelege spectrul și scopul acestui dar. Însă, aș vrea să luăm o pauză de la studiul acesta și aș vrea să privim pentru data aceasta și data viitoare măcar, spre un alt subiect care este de urgență și de importanță maximă și anume ucenicizarea în adunare. Cred că ca adunare suntem într-un punct în care Dumnezeu ne cercetează și lucrează în mijlocul nostru și ne arată gloria Lui și ne arată sfințenia Lui și faptul că adunarea este a Lui și nu este a vreunui membru sau a noastră, a tuturor. Ne arată dimensiunea aceasta a relației pe verticale cu El și cred că ar trebui să ne învățăm bine lecțiile pe care Dumnezeu vrea ca să ni le învețe în această situație și în această perioadă prin care trecem. De aceea aș vrea ca să întrerupem momentan studiul pe mărturisirea de credință și pe vorbirea în limbi în momentul acesta și să ne concentrăm acum pe ce înseamnă ucenicia și cum a fost ea practicată de prima adunare atunci când Dumnezeu și-a revărsat Duhul peste ei și a botezat adunarea în Duhul Sfânt, inaugurând-o pentru slujire publică și pregătind-o pentru marea chemare pe care i-a încredințat-o. Tot în contextul Fapte 2, a zilei cinzecimii și a perioadei imediat următoare vrem să stăm ca timp, însă să ne mutăm focusul de pe darul Duhului Sfânt care era practicat atunci cu anumit scop, pe viața adunării și felul în care ei au împlinit voia lui Dumnezeu în momentele respective. Foarte mulți vorbesc astăzi despre faptul că ziua cinzecimii ar fi certificatul de naștere al bisericii sau ziua în care biserica s-a născut. Nu există absolut niciun verset în Scriptură care să afirme lucrul acesta. Este, cei mai mulți o fac pentru că nu s-au gândit și repetă niște afirmații pe care alții le fac. Domnul Iisus Hristos și-a zidit adunarea în timpul lucrării Lui pământești. Și a spus că face lucrul acesta și a făcut... S-a achitat de promisiunea aceasta, așa încât atunci când a părăsit lumea aceasta și s-a înălțat la ceruri, el lasă o adunare închegată, legată, care îi dă niște legi și care îi dă o lucrare de făcut, pe care o găsim în Marea Trimitere, și îi promite că îi va da și puterea să facă lucrul acesta, însă trebuie să aștepte în Ierusalim până se vor întâmpla lucrurile astea. Dar adunării îi dă o lucrare extraordinară de făcut, care de fapt reprezintă identitatea ei și scopul pentru care ea există. Sunt doar trei pași în această lucrare, însă ei au o complexitate foarte și o profunzime foarte mare. Marea Trimitere, în Matei 28, spune... Domnul invocă faptul că toată autoritatea i-a fost dată în ceruri și pe pământ. De aceea, spune el, expresie care există în greacă și în multe traduceri, dar la noi în Cornilescu nu există, ceea ce este păcat, e o omisiune. Prin urmare, spune Domnul, pentru că mi s-a dat toată autoritatea în cer și pe pământ, prin urmare, mergând faceți ucenici, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată, eu sunt cu voi în fiecare zi până la sfârșitul epocii. Asta e o traducere literală. Prinde traducerea noastră toate punctele esențiale, dar am
tradus și timpii și modurile gramaticale ale verbului, tocmai ca să înțelegem că lucrarea pe care Domnul a lăsat-o ucenicilor lui, aceea de a face ucenici, da, se efectuează prin trei pași aflați la modul gerunziu, am spune noi, sau ăsta e cel mai apropiat mod în limba română. Mergând, unu, botezând, doi, și învățând, trei. Mergând, primul pas implică ieșirea din cadrul adunării, ieșirea în afară și ducerea Evangheliei. Pentru că ăsta este mesajul cu care mergi, ăsta este steagul sub care defilezi și sub care intri, pătrunzi în întuneric, ataci porțile locuinței morților, intri pe teritoriul întunericului și aduci lumina Evangheliei. Nu te duci cu genealogii, nu te duci cu diferite istorioare din Scriptură, care sunt adevărate, da? Dar te duci cu Evanghelia, cu mesajul despre Domnul Iisus Hristos, despre ce a făcut El, despre mântuire, despre starea de păcat și despre singura cale de salvare. Deci doar prin cuvântul acesta, mergând, să știți că în spatele lui se ascund toate marile adevăruri, adevăruri fundamentale și răspunsuri la întrebările fundamentale ale omenirii. Apoi spune botezându-i. Botezându-i este un act public, ceremonial, dacă vreți, care trebuie făcut în același fel cum l-a făcut Domnul și cum l-a lăsat să fie făcut, prin care cei care cred, căci la prima fază, la primul pas, ascultătorii se vor împărți în două. Unii vor crede mesajul Evangheliei și alții nu vor crede. Domnul nu ne spune, aruncați apă pe toți, da? Pe care îi prindeți. Nu, ci spune, afundați-i, că ăsta este sensul termenului a boteza, nu înseamnă turnare sau stropire, ci arată și nu doar o simplă afundare, ci o afundare ritualică, oficială, publică, care are un simbolism în spatele ei, care trebuie să indice spre alte adevăruri. Pe cine trebuie să fie botezați? Păi cei care cred, că este pasul al doilea din facerea de ucenici. Deci cei care cred trebuie să fie botezați. Și ce faci în continuare cu cei pe care i-ai botezat? Îi lași în plata lor. Îi trimiți pe fiecare unde s-au dus, de unde au venit. Nu, ci aici intervine pasul al treilea. Învățați-i să păzească, sau învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Nu poți să faci ucenici, sau facerea de ucenici nu constă doar în mântuirea oamenilor. Fără mântuire nu poți, n-ai materialul necesar pentru a face ucenici. Dar există la foarte mulți astăzi noțiunea că marele scop pentru care am fost lăsați pe pământ este mântuirea oamenilor. Mi se pare, deci mântuirea, nu vreau să fiu înțeles greșit, mântuirea este o lucrare extraordinară pe care Dumnezeu a făcut-o, o manifestare a puterii lui mari, miraculoase, da? Minunate. Dar mântuirea ce înseamnă? Scăpare, eliberare. A cui? A omului, nu a lui Dumnezeu. Da? Și atunci dacă noi ne concentrăm doar pe partea de mântuire și să spunem că asta este marea lucrare pe care Dumnezeu a încredințat-o adunării sale, de a vesti Evanghelia mântuirii, că omul nu poate să mântuiască pe nimeni, Dumnezeu face asta în prezența Evangheliei, scăpăm ceva mare din vedere. Adică mutăm reflectorul pe om. Marele scop al lui Dumnezeu este bunăstarea omului. Că până la urmă vorbim de mântuire din păcat, de asigurarea vieții veșnice, toate binecuvântări de care omul are parte. Da? Dumnezeu nu are nimic de câștigat, da? Din asta. Omul are. Dacă înțelegem că în facerea de ucenici, marea lucrare este facere de ucenici, care implică relaționare cu Dumnezeu, cunoaștere a lui Dumnezeu,
implică asemănare tot mai mare cu Domnul Iisus Hristos. Implică o lucrare pe care Dumnezeu o face, asemănătoare lucrării de creație, care aduce glorie autorului ei și care este o priveliște pentru îngeri și oameni, ne dăm seama că mântuirea, cu toată frumusețea și puterea ei extraordinară, este mijlocul prin care omul este adus în poziția în care se poate relaționa la Dumnezeu și poate să-L slujească și poate să-I aducă glorie. Da? Dacă vedem mântuirea ca un scop în sine, atunci focusul, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ea, vedem bunătatea și mila și dragostea Lui, bineînțeles, dar focusul este pe om. Dumnezeu a făcut marea lucrare pentru binele omului. Dacă vedem mântuirea ca un mijloc, prin care omul poate să... Este o priveliște pentru îngeri și oameni că omul căzut este adus într-o poziție în care să fie restaurat înaintea lui Dumnezeu și să poată să-L slujească și să poată să îi se închine, atunci marele scop al mântuirii este, sau se vede a fi Dumnezeu însuși, nu omul. Prin mântuire suntem aduși în poziția în care să-L venerăm, să-L adorăm, să ne închinăm lui Dumnezeu și să-I aducem glorie. Și poziția asta este scoasă în evidență aici, în al treilea pas al Marii Trimiteri. Da? Primii pași, mergând cu Evanghelia, ducând mesajul Evangheliei la orice făptură, lucrul ăsta este necesar pentru că fără el nu o să fie mântuire. Da? Botezarea este identificarea publică cu Hristos și cu mesajul Lui și cu adunarea Lui, a celor care au crezut și sunt aduși în poziția de a fi ucenicizați mai departe, de a crește, de a se apropia de Dumnezeu. Și despre asta este vorba în al treilea pas al Marii Trimiteri. Și despre asta vreau să vorbim în continuare. Aș vrea să deschidem Scripturile la Fapte, capitolul 2, și să vedem ce s-a întâmplat după predica Apostolului Petru, după ce el a proclamat Evanghelia, pentru că aș vrea să vedeți aici, ținând minte cei trei pași ai Marii Trimiteri, predicarea Evangheliei, botezarea celor care au crezut-o și strângerea împreună pentru învățătură, pentru a fi învățați tot ce a poruncit Hristos, vedem că prima adunare, la scurt timp după ce a primit Marea Trimitere în Matei 28, prima ei lucrare pe care a făcut-o în ziua cincizecimii, în ziua inaugurării ei sau a dării în folosință publică înaintea tuturor, adunarea a avut o lucrare și înainte, a existat și înainte, da? Dar primul lucru pe care îl face este să se achite 1, 2, 3 de toți pașii din Marea Trimitere. Primii doi s-au achitat în aceeași zi. A predicat Petru Evanghelia, a predicat-o. Bărbați izraeliți, și le-a spus Evanghelia pe omul acesta și l-a predicat pe Hristos. Le-a predicat moartea lui Hristos, da, voi l-ați omorât prin mlacilor fără de lege. A predicat învierea lui Hristos, da, a predicat-o. Da? Deci, moartea, îngroparea și învierea lui Hristos, conținutul Evangheliei. Au rămas stăpâni și în inimă, mulți, nu toți, dar mulți, fraților, ce să facem? Și atunci Petru le spune ce trebuie să facă. Da, deci le-a predicat Evanghelia. În aceeași zi, ne spune versetul 41 și de acolo în jos o să citesc până la sfârșitul pasajului, în aceeași zi, cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. În aceeași zi au îndeplinit primii doi pași. Au predicat Evanghelia, oamenii au crezut, s-au pocăit și au crezut și în aceeași zi au fost botezați cei care au crezut și prin botez au fost adăugați la numărul ucenicilor sau la numărul adunării. Și ce s-a întâmplat în continuare? Pentru că cei care au crezut, vedem că sunt veniți din toate părțile și au auzit vorbind lucrurile mărețe ale lui Dumnezeu. Erau iudei și prozeliți veniți din toate părțile. Nu erau neamuri păgâni aici, în momentul ăsta.
În continuare ni se spune cum s-au achitat ei de al treilea pas din Marea Trimitere. Da? De la versetul 42 în jos. Și aș vrea să ne uităm. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Din cei trei pași din Marea Trimitere, vedem că cel care consumă cel mai mult timp și cea mai multă energie este ultimul. Nu că predicarea Evangheliei și ducerea Evangheliei în afară nu consumă timp și energie, ba da. Însă, facerea de ucenici prin învățarea lor în adunare este un proces care nu durează o zi sau 10 sau o lună, ci este un proces de durată. Și trebuie să fim conștienți de lucrul acesta, atât în ce ne privește pe noi, că suntem în mod continuu învățați de Dumnezeu, dar în același timp trebuie să înțelegem și ca adunare că trebuie mereu să învățăm și câteodată trebuie să revenim asupra lucrurilor pe care deja le știm. Deci, este un proces de durată pe care trebuie totuși să îl facem, că de el depinde bunăstarea adunării și creșterea ei și capacitatea fiecărui ucenic de a trăi la înălțimea chemării. Așa cum am spus, mântuirea nu este scopul final al lui Dumnezeu pentru care ne-a lăsat pe pământ și, cum spuneam cu altă ocazie, dacă ar fi fost așa, Dumnezeu ne-ar fi chemat la el imediat după ce ne-a mântuit. Da? Ne lasă aici pe pământ cu un anumit scop pentru că avem o lucrare de făcut care începe cu momentul mântuirii. Da? Și lucrarea asta este, sau parte din ea este tocmai asemănarea noastră cu el și perseverența și construirea caracterului lui Hristos în noi. Poate că dacă ne uităm la imaginea de ansamblu, ni s-ar părea o lucrare inutilă. În ce sens? Păi când îl vom vedea față în față, cum vom fi? Vom fi ca el. Și dacă el, dacă ne va aduce pe toți copiii lui în poziția în care vom fi ca el, din prima secundă în care îl vom vedea, da, cu ochii glorificați, când vom fi transformați, ce rost mai are atunci să ne chinuim aici și să trecem prin procesul acesta de transformare ca să fim ca el, dacă oricum el va suplini ceea ce lipsește fiecăruia? Școala, timpul pe care trecem aici, să știți că este unul unic. Școala aici de pe pământ, a credinciosului care se luptă cu firea lui și funcționează într-un mediu ostil în lume și într-o luptă spirituală cu cel rău, este unică, pentru că nici lupta spirituală cu cel rău nu va mai exista în veșnicie, nici opoziția lumii nu va mai exista în veșnicie sau influența ei rea asupra noastră și nici propria noastră fire păcătoasă nu o să existe în veșnicie. Da? Toate obstacolele astea vor fi îndepărtate. Trăim acum într-o perioadă unică. Deceniile astea pe care Dumnezeu ni le-a dat, poate pentru unii mai puțin, dar deceniile astea pe care Dumnezeu ni le-a dat și care în comparație cu veșnicia nu cântăresc nimic. Da? Să știți că în experiența noastră cu Dumnezeu sunt unice. Fiecare an, fiecare lună, fiecare zi de umblare pe pământ a omului mântuit cântărește enorm în
cunoașterea Dumnezeului său. O cunoaștere care nu va fi resetată sau ștearsă în veșnicie. Da? Pentru că și-ar pierde valoarea. Domnul Iisus Hristos spune în Ioan 17:2 să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Aceasta e viața veșnică. Da? E adevărat că cunoașterea intimă, relațională a lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos nu se va sfârși niciodată. O să vorbesc despre asta la capitolul Cunoștința va avea sfârșit, când reluăm studiul nostru despre daruri temporare și eterne. Dar, ea începe aici. Pentru că noi acum avem viața veșnică. Nu o să o avem în viitor, nu o avem abia când ceea ce este muritor în noi va fi înghițit de nemurii. Nu, noi acum avem viața veșnică. Chiar dacă trupul acesta se trece și chiar dacă închidem ochii și murim, noi avem viața veșnică. Și însemnătatea sau scopul pentru care ne-a fost dată viața veșnică, aceea de a-L cunoaște pe El, începe de aici. Va fi dus la un alt nivel? Va fi dusă cunoștința asta când îl vom vedea față în față și când solzii de pe ochii noștri vor cădea și vom vedea cu adevărat măreția Lui? Însă, n-aș vrea să ratăm importanța timpului pe care Dumnezeu ni l-a acordat aici, unicitatea Lui. De a-L cunoaște pe El în limitările noastre și de a fi transformați după chipul Lui, chiar dacă nu-L vedem cu ochii fizici, de a ne relaționa la El și a-L sluji și a-L iubi pe acela pe care nu l-am văzut. Și este mai ferice de noi decât de Toma în situația asta. Și chiar de apostolii ăștia de aici, din Fapte 2, despre care am citit. Pentru că gândiți-vă, tot ce o să vedem aici, erau 120 în momentul ăla, la începutul zilei în adunare și erau 3120, bine, 3000 o cifră aproximativă acolo, ca la 3000 de suflete. Dar ăia 3000 nu l-au văzut pe Iisus personal, ci 120 l-au văzut. Și se puteau relaționa într-un fel la toată experiența lor trecută cu Domnul Iisus când l-au văzut fizic. Cei 3000 nu l-au văzut fizic pe Domnul Iisus. Și vreau să fiți conștienți de asta când studiem capitolul acesta sau pasajul acesta, pentru că contează enorm. Și vedem că faptul că nu l-au întâlnit pe Domnul Iisus decât din descrierea apostolilor, din învățătura apostolilor și din felul în care îl percepeau prin comportamentul și comuniunea cu apostolii și cu frații care au fost de la început, asta nu a știrbit din devotamentul lor, din viața lor de credință, din curăția lor și bucuria pe care o aveau. Și n-ar trebui să știrbească nici din viața noastră. Așadar, în lumina asta, aș vrea să vedem lucrarea de ucenicizare pe care Dumnezeu o face cu credinciosul și l-a așezat pe credincios în școala potrivită pentru această ucenicizare care este adunarea Lui. Versetul sau pasajul se încheie cu: Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Și are legătură cu faptul că, bineînțeles că spune pasajul că Dumnezeu era cel care mântuia oameni. Da. Dar înseamnă mai mult. Pentru că adăugarea la numărul lor, și expresia asta face referire la adunare, cum se făcea? Versetul 41. Cei ce au primit propovăduirea Lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3000 de suflete. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu lucra în adunare și adăuga la adunare pe oamenii pe care El îi dorea să fie adăugați la adunare și să fie ucenicizați în mediul respectiv. Era lucrarea Lui. Da? Nu era lucrarea lor. Nu îi făceau selecția. Dumnezeu o făcea. Și nu era o coincidență că Anania și Safira mai târziu erau în adunare. Sau că văduvele eleniste, iudeilor eleniști, erau în adunare. Sau oricine altcineva era. Nu era o coincidență. Era lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul lor. Lucrare prin care îi forma și îi ajuta să devină mai asemenea Lui
Și în toată imaginea asta, ca un tablou mare, el era cel care picta tabloul acesta, care era o capodoperă. Era o priveliște pentru îngeri și pentru oameni. Autorul era Dumnezeu. Și zi după zi, om după om, tușă după tușă, căpăta contur tabloul acesta. Tablou care se repetă cu fiecare adunare și în viața fiecărui ucenic. Și asta aș vrea să vedem astăzi și să fim conștienți că Dumnezeu lucrează prin noi, în noi și în adunarea noastră spre gloria Lui, tot ceea ce face. Da? Și că El în mod activ lucrează în adunările Lui. Vrem să privim spre această adunare la începutul ei, adunarea din Ierusalim, prima adunare, și să învățăm cum înțelegeau ei ucenicia. Cred că este foarte important lucrul acesta, pentru că sunt foarte multe lucruri la care trebuie să ne raportăm și dragostea lor, părtășia lor, dedicarea lor completă față de Domnul și față de fraților, sunt niște modele și niște repere pentru fiecare adunare. Chiar dacă sunt anumite practici pe care ei le-au avut și care nu trebuie repetate ad literam, mă gândesc la comunitarianismul pe care l-au avut, dar nu înseamnă că nu avem de învățat din el. Da. Și o să le studiem la timpul potrivit. Chiar vreau să trec peste fiecare din ele la momentul potrivit. Dar când privim la prima adunare și înțelegem cum s-a achitat ea de partea a treia din Marea Trimitere, de ucenicizarea constantă, atunci ne putem evalua și noi astăzi și putem să cunoaștem care este starea noastră înaintea lui Dumnezeu, ce facem bine, ce nu facem bine, ce neglijăm, ce am putea să aplicăm din ce au făcut ei, ceea ce a dus glorie lui Dumnezeu și rezultatul practic din versetul 47 și anume că îl lăudau pe Dumnezeu, erau plăcuți înaintea întregului lor și Dumnezeu adăuga la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Ceea ce însemna creștere atât calitativă, până acolo vedem creștere calitativă și după aceea creștere cantitativă. Adăuga Domnul oameni noi la ceva deja existent. Modelul Marii Trimiteri despre care vorbim s-a perpetuat de 2000 de ani încoace și adunarea noastră face parte din ciclul acesta al Marii Trimiteri și în felul acesta a ajuns adevărul până la noi. Întrebarea este cum ne raportăm noi la el și ce facem cu pașii ăștia din Marea Trimitere. Vedeți, dacă vreuna din adunările din ciclul acesta nu s-ar fi achitat de toți pașii ăștia din Marea Trimitere, da? S-ar fi stricat mecanismul, șablonul. Și adevărul n-ar mai fi ajuns până la noi. Dumnezeu a lucrat în așa fel încât în ciuda slăbiciunilor și în ciuda defectelor și în ciuda eșecurilor oamenilor, El a făcut ca Evanghelia să ajungă la noi și să ne ajungă în alte părți. E lucrarea Lui și nu e o coincidență. Da? Însă suntem responsabili înaintea Lui Dumnezeu, la nivel individual și ca adunare, să ne achităm de răspunderile pe care El ni le-a trasat. Întrebarea este cum și cât de bine facem lucrul acesta. Și ăsta e scopul pentru care vreau să ne uităm asupra pasajului ăstuia. Ce avem în fapte 2 vis-a-vis de relaționare la Dumnezeu și la frați este ceva extraordinar. E un exemplu superb de dăruire, de creștere și o creștere rapidă, da? Spirituală. Și avem atât de multe de învățat de la ei. Da? Și dacă aplicăm lecțiile acestea în adunarea noastră, cred că o să avem parte de o binecuvântare și mai mare și o revărsare și mai mare de har din partea lui Dumnezeu. În textul nostru există niște caracteristici esențiale sau fundamentale care trebuie să se regăsească în fiecare adunare. Dacă nu se regăsesc sau măsura în care se regăsesc ele în fiecare adunare arată măsura în care ea se achită de acest al treilea pas din Marea Trimitere, de creșterea și echiparea ucenicilor ca să-L glorifice mai bine pe Dumnezeu, ca să fie o mărturie mai bună înaintea lumii și ca să ducă mai departe procesul acesta care a început acum 2000 de ani.
După aceea, după caracteristicile esențiale, caracteristici pe care le găsim în versetul 42 și o să ne uităm la ele, avem caracteristici, n-aș îndrăzi să le spun secundare, ci... Dar ele derivă din caracteristicile astea și le explică. Arată, sunt o serie de caracteristici care trebuie să le înțelegem ca felul în care au fost puse în practică sau explicate, traduse în contextul de atunci, în adunarea de atunci, aceste patru caracteristici esențiale. Și hai să le numim acum. Deci, ei stăruiau, spune versetul 42, în învățătura apostolilor, prima caracteristică esențială, asta este baza, e fundamentul, în legătura frățească, asta este comuniunea sau coinonia în greacă, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Astea sunt patru caracteristici esențiale. După aceea, de la 43 în jos, avem niște caracteristici care derivă și explică felul în care ei au trăit aceste patru caracteristici esențiale. Și care sunt ele? Sunt 8 la număr. Atât am identificat eu. Verificați și voi dacă cumva am scăpat una. În primul rând, teama față de Dumnezeu. În versetul 43. Manifestarea cu putere a lui Dumnezeu în mijlocul lor, în situația de atunci, semnele și minunile pe care Dumnezeu le făcea prin apostol și care erau specifice vremii de atunci și aveau un anumit rol. După aceea, în versetul 44, avem strângerea împreună a ucenicilor și de asemenea avem renunțarea la averile proprii și vinderea proprietăților pentru a acoperi nevoile tuturor. După aceea avem întrunirile zilnice ale adunării, versetul 46, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. După aceea, în al șaselea rând, avem ospitalitatea pentru părtășii private, își deschideau casele și părtășia publică a adunării se continua în privat, în case, da? Prin mese de dragoste, descrise prin termenul frângeau pâinea acasă, prin expresia asta. Și după aceea aveau o... Viața lor era caracterizată de laudă la adresa lui Dumnezeu și, în al optelea rând, aveau o bună mărturie în lume. Erau plăcuți întregului norod. Astea sunt cele 8 caracteristici care explică cele patru de mai sus sau care sunt construite pe cele patru caracteristici esențiale. Și o să vreau să le luăm pe rând și aș vrea ca să ne gândim la ele ca niște puncte de verificare sau niște indici față de care trebuie să ne măsurăm diferitele zone ale relației noastre cu Dumnezeu la nivel individual și la nivel de adunare. Și cred că e un exercițiu important și benefic pentru fiecare dintre noi să facem asta. Să ne gândim la cât de importantă sau cât de mult știm din învățătura apostolilor, din tot ce a poruncit Hristos. Fără a ști ce a poruncit El, nu știi, n-ai o traiectorie, n-ai o direcție. Nu știi cu adevărat ce vrea de la tine și ce nu. Și spunea cineva că dacă noi nu învățăm pe oameni ce a poruncit Hristos, dacă noi nu învățăm adevărul, o să se asigure diavolul că or să fie învățați erori. Da. Vreau să ne gândim la legătura frățească, la comuniune și ce înseamnă ea. Și o să vă explic la momentul respectiv toate cele trei dimensiuni ale ei. Relație și prezență fizică, da, apropiată și informală și deschidere, parteneriat sau lucruri împărtășite avute în comun și în al treilea rând strângere de ajutoare care are legătură cu dărnicie. Astea sunt cele trei sensuri ale cuvântului în Noul Testament. Vreau să ne gândim la frângerea pâinii,
atât în ce privește cina, cât și în ce privește mesele, da, de dragoste, mesele agape și părtășia, atât cea formală cât și cea informală pe care o avem unii cu alții, și apoi la viața de rugăciune, da, și publică și privată. Vreau să ne gândim la viața de credință și de rugăciune pe care o avem, la felul în care îl privim pe Dumnezeu în viața noastră și în adunare. Avem teama aceea sfântă de El sau credem că la El merge oricum sau că putem să facem în orice fel o slujbă în adunare? Sunt niște indici acolo, da? Pe care vreau să îi, față de care aș vrea să ne măsurăm, da? Ca să vedem cum stăm fiecare și ca adunare. Însă, până ajungem la studiul acesta și sper ca data viitoare să o facem, ceea ce aș vrea să facem astăzi este să începem cu începutul. Cheia tuturor caracteristicilor ăstora a ucenicizării de la începutul adunării din Ierusalim era atitudinea lor, atitudinea membrilor mai vechi, a celor 120 apostolilor și a noilor convertiți care tocmai fuseseră adăugați trupului adunării. Și spre atitudinea lor aș vrea să ne uităm astăzi, pentru că atitudinea lor arată faptul că ei nu făceau forțat sau lucrurile pe care le făceau. Da. Au venit în mod natural, am putea să spune, datorită unor lucruri pe care ei le-au înțeles și a unor stări pe care ei le-au simțit. Da. Nu e un câștig foarte mare să ai cea mai bună doctrină în adunare și cel mai bun set de reguli sau reguli pentru orice, da? Cu capitol și subcapitol și aliniate și paragrafe, ca un cod de legi. Unii așa încearcă să-și imagineze adunarea și cred că nu vor avea probleme dacă fiecare se va achita de tot codexul ăsta de legi. Dar lucrurile nu funcționează așa. Și însăși Domnul Iisus nu a lăsat Noul Testament ca o carte de lege cu puncte și subpuncte care să fie memorate și în felul ăsta respectate. Cred că secretul este a avea o relație bună cu Dumnezeu și dragostea de Dumnezeu și admirația față de El, atitudinea de închinare și de reverență va duce la o atitudine potrivită față de frați, la o atitudine potrivită în exteriorul adunării, care îl va glorifica pe Dumnezeu și va face adunarea respectivă să fie folosită de Dumnezeu mai departe într-un mod puternic. Și de aceea vreau să încep cu atitudinea. Și sunt câteva lucruri pe care vreau să le observăm în capitolul ăsta, și anume, în primul rând, observați termenul ei stăruiau. Arată atitudinea lor. Și putem să discutăm după aceea și vom discuta despre lucrurile în care ei stăruiau. Dar prima dată vreau să observați că ei stăruiau. În al doilea rând, vreau să observați în versetul următor că erau plini de frică. În al treilea rând, vreau să observați în versetul 46 că erau plini de bucurie. Și în al patrulea rând, tot în versetul același, vreau să observați că aveau o inimă curată sau aveau curăție de inimă. Astea sunt niște stări sau atitudini pe care le aveau și care cred că explică de ce au fost în stare să facă ceea ce au făcut. Fără atitudinile astea, imaginați-vă cum ar fi fost, cum au fi fost întrunirile adunării dacă trebuia să tragi de ei să vină la adunare. Cum ar fi fost atitudinea lor și cum i-ar fi folosit Dumnezeu și cât de plăcuți ar fi fost întregului norod dacă îi vedeau posați și încruntați și cu fețe acre. Dacă vedeau că una spuneau și alta făceau, că nu aveau respectul și teama sfântă și reverența față de Dumnezeu. Sau dacă nu aveau curăția aceea de inimă, sinceritatea,
și simplitatea în relații. Hai să le luăm pe rând, pentru că fiecare e importantă. Ei stăruiau. Termenul este interesant. Apare, dacă mi-amintesc eu bine, de 10 ori în Scriptură. Erau, termenul implică pregătire și determinare. E un cuvânt compus care are la bază un termen grecesc care înseamnă putere care copleșește, care învinge. Ceea ce e foarte interesant. Da. Pentru că arată o constanță, da? Înseamnă să arăți în mod constant o putere care învinge orice obstacol, înseamnă să înduri, înseamnă să rămâi fixat pe o anumită direcție, chiar dacă e posibil să întâmpini dificultăți, să ții cârma în direcția respectivă și să nu te duci la stânga sau la dreapta, înseamnă să continui să faci ceva cu efort intens. Să știți că apare de mai multe ori în contextul rugăciunii și al cuvântului. Da? Apostolii spun că recomandă să se aleagă 7 diaconi ca să se ocupe de partea administrativă, pentru ca ei să folosesc cuvântul ăsta, să se dedice rugăciunii și propovăduirii. Și mai apare de câteva ori într-un context similar. Termenul, da, deci arată perseverență, da, arată devotament, arată dedicare. Erau hotărâți să continue pe calea aceasta. Din cauza atitudinii astea, n-a fost nevoie să bată, să instaleze clopote sau să sune din șofar, da? Să-i convingă să-și lase treburile lor zilnice și să vină la adunare, aoleu, în fiecare zi. Da? Nu, pentru ei n-a fost un efort. A fost un efort, dar nu era un efort de neconceput să facă lucrul acesta. De ce? Pentru că ei stăruiau, pentru că ei aveau atitudinea asta de neșovăire și de devotament și de fixare pe o anumită direcție. Dacă un ucenic nu are atitudinea asta, mereu o să te lupți cu el să facă ceea ce trebuie. Și nu o să poată să fie ucenicizat. Asta este prima atitudine pe care aș vrea să o vedem și prima verificare pe care să ne-o facem fiecare dintre noi. Cât de stăruitori, cât de perseverenți suntem, ce putere, ce determinare avem să-L slujim pe Dumnezeu și să fim ucenicizați, să creștem și să împlinim lucrarea în fiecare zi. În ciuda obstacolelor, da, pe care le-am putea întâlni. Vedeți, nimeni nu i-a forțat să vină la adunare în fiecare zi. Nimeni nu i-a forțat să-și vândă bunurile și proprietățile și să le pună la dispoziția fraților. Da. Au făcut toate lucrurile astea de bună voie, cu tragere de inimă. De ce? Din cauza primei atitudini, a stăruinței, a perseverenței, a devotamentului plin de putere, copleșitoare sau biruitoare. Da. Sunt determinat să fac lucrul acesta, indiferent de ce o să se întâmple sau de costul pe care trebuie să-l plătesc. Asta este prima atitudine și să știți că este fundamentală în procesul de ucenicizare. Dacă ai un om care nu este sau nu mai este dispus să facă lucrul acela, se rupe filmul. Se taie filmul. Da. Se taie filmul. Pentru că nimic din ceea ce ar trebui să vină natural, nu o să mai vină natural. Și nu o să se mai întâmple. Da. Și știm lucrul acesta. De asta trebuie noi să ne verificăm cum stăm la capitolul acesta. Cât de devotați și de dedicați suntem pentru cauza Domnului și pentru a fi ucenicizați. Da. Fără dar, fără să căutăm motivații sau scuze pentru lucrurile pe care nu le facem. Trebuie fiecare să venim înaintea Domnului și să ne evaluăm în felul ăsta. Versetul următor ne arată a doua atitudine și spune că fiecare era plin de frică. Acum, termenul de frică este phobos și de aici avem noi termenul de fobie.
Poate să însemne panică sau frică ce te face să fugi. Și din ce am văzut, nuanța de aici arată mai mult atitudinea celor din afară, când vedeau cum lucrează Dumnezeu în mijlocul lor, luau în serios ce se întâmplă. Și a fost un mijloc de protecție pe care Dumnezeu a oferit-o adunării în faza de atunci, ca să nu se iște o persecuție imediată și să îi împrăștie așa cum s-a întâmplat mai târziu. Da? Deci, nu s-a întâmplat lucrul ăsta cu fiecare adunare în parte. Știm cazuri în care încă de la început au avut parte de împotrivirea iudeilor sau autorităților. Însă, pentru că e prima adunare și e în starea aceasta de imaturitate și trebuie să crească și trebuie să devină suficient de puternici, Dumnezeu i-a protejat în felul acesta. Însă, n-aș vrea ca să credem că frica aceasta, care nu înseamnă o fugă de Dumnezeu, dar era un sens de, îți era teamă să, chiar și să devii parte din grupul, din comunitatea aceea oricum. Pentru că știi că Dumnezeu e acolo și cu Dumnezeu nu te joci. Da? Îți e frică să te comporți oricum față de ei sau pur și simplu cu ei. Și frica aceasta nu este doar a celor din afară. Aici ne spune fiecare era plin de frică. Și cred că trebuie să includă și pe cei dinăuntru în sensul de teamă sfântă, de uimire la adresa lui Dumnezeu, a sfințeniei lui, a ceea ce a făcut și ceea ce face el, ce-l vezi făcând. Pentru că îl vezi pe Dumnezeu lucrând acolo, în mijlocul adunării. Și vreau să vă aduc aminte în privința asta despre un incident care are legătură cu dăruirea lor extraordinară, cu faptul că își vindeau proprietățile și aduceau banii înaintea, le puneau la picioarele apostolilor pentru nevoile fraților să fie distribuiți ca să nu ducă nimeni lipsă. Nu conta că tot viitorul lor era periclitat, că moștenirea lor era pierdută și nu conta cum o să se descurce de acolo încolo când se epuizau banii respectivi. Pentru ei, dărnicia asta era tot în momentul respectiv. O să discutăm despre ea la momentul potrivit. Însă, când avem episodul Ananiei și Safira, când încearcă să pună deoparte, da, o parte din suma cu care au vândut moșioara aceea, bucata de pământ, se întâmplă ceva. Dumnezeu lucrează și pur și simplu îi omoară și pe unul și pe altul, pentru că au mințit adunarea și au mințit pe Duhul Sfânt, care lucra în mijlocul ei. Și Dumnezeu, să știți că are calea lui de a scoate minciuna la iveală. Și nu te pui cu Dumnezeu adevărului. Nu te pui cu Duhul adevărului. Da? Și nu-ți bagi joc de El. Și asta a fost o lecție pe care Dumnezeu le-o dă pe loc și o dă tuturor adunărilor lui prin Anania și Safira, care mor pe loc, pedepsiți de Dumnezeu pentru ipocrizia și pentru minciuna lor. Care a fost reacția când frații, nu cei din afară, frații au văzut ce s-a întâmplat? În versetul 11 spune: o mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Da? E absolut clar, toți ochii erau din Ierusalim, erau spre adunarea lor. Da, Dumnezeu e acolo, nu te joci cu ce se întâmplă acolo, nu tratezi cu ușurătate ce se întâmplă acolo. Dar vedeți, același cuvânt, phobos, este folosit aici nu doar pentru cei din afară, dar și pentru cei dinăuntru. O mare frică a cuprins întreaga adunare. Nu o frică paralizantă, în sensul că nu mai le era groază de Dumnezeu, le era groază să mai vină la adunare sau să mai vină în fiecare sau plecau din adunare. Nu în sensul ăsta, ci în sensul acela de a fi copleșit de prezența lui Dumnezeu, de sfințenia lui și de măreția lui și de dreptatea lui și de faptul că nu te joci cu El. Nu merge și așa, nu merge oricum la Dumnezeu. În sensul ăsta, o mare frică a cuprins toată adunarea. Care a fost rezultatul fricii ăsteia? Pe cei păcătoși i-a ținut la distanță. Pe cei cu jumătăți de măsură i-a ținut la distanță. Și în același timp a curățat adunarea și a făcut-o mai apropiată, mai devotată, mai sfântă față de Dumnezeu. Da. Și asta este a doua atitudine pe care aș vrea să o observăm acum. Erau plini de frică. Da. Aveau teama și reverența și uimirea
frica, dacă vreți, de Domnul în mijlocul lor. La nivel individual, spune, toți erau, și la nivel de adunare, pentru că prezența lui Dumnezeu era acolo și nu te comportai oricum. Ceea ce spune Pavel lui Timotei, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. Nu te poți oricum. Nici preoții în vechime nu se comportau oricum când intrau în templu. Era o slujbă sacră. Intrau într-un mod special în prezența lui Dumnezeu. De-aia aveau și clopoței aceia. Marele preot avea clopoței în jurul hainei. De ce? Pentru că era riscul să fie omorât dacă nu făcea ceea ce trebuie în prezența lui Dumnezeu și trebuia să fie tras cu soara afară, pentru că ei nu puteau să intre acolo și la fel cum au făcut tinerii în cazul Ananie și Safira să iar să zucă. Cu sfințenia lui Dumnezeu nu te joci. Și asta este a doua atitudine pe care eu aveau și vreau să ne cercetăm noi să vedem în ce măsură avem teama de Domnul înaintea ochilor noștri în tot ceea ce facem ca adunare. În al treilea rând, vedem bucuria lor. Cum teamă și bucurie în același timp, da. Poți să te bucuri tremurând, cum spune în psalm, da. Termenul de bucurie arată o stare interioară care nu poate să fie contrafăcută. Nu poate să fie produsă în laborator. Nu poți să faci eforturi ca să fii bucuros. E pur și simplu o stare pe care fie o ai, fie nu o ai. Da. Dacă nu o ai, opusul bucuriei este tristețea, acreala, chiar și monotonia sau plictiseala într-o anumită măsură. Vedeți, nu se simțeau plictisiți că se întâlneau în fiecare zi. Aoleu, iarăși mă duc la templu. Iar mă duc la adunare. Nu se simțeau obosiți după toate întrunirile astea. Și-au făcut viața privată după ritmul acesta al întrunirilor. Și n-au considerat lucrul acesta un efort prea mare, ci au fost dispuși să facă asta și orice altceva ar fi necesitat, da, să facă pentru bucuria de a fi împreună. Dar vedeți, bucuria aceasta nu se vede doar prin faptul că participau atât de frecvent la întruniri, ci se vede prin faptul că ei continuau întrunirile publice și părtășia publică în privat. Și vedem că își deschideau casele, cei care aveau ocazia să facă asta, cei care aveau case, și organizau mese de dragoste unde continuau părtășia și relația dintre ei. Era o continuare informală a ucenicizării. Întruniri în case pe care le vedem cristalizate mai departe în Cartea Faptelor și vedem cum, de fapt, nucleele de la foarte multe adunări au fost începute chiar în întrunirile acestea informale. Bucuria aceasta este termenul în greacă, este hara, care are aceeași rădăcină cu termenul haris, care știți ce înseamnă? Har. Avem bucurie atunci când suntem conștienți că ni s-a făcut har. Când avem privirea țintită asupra lui Dumnezeu și asupra ceea ce El ne-a dat, vom fi bucuroși. Dacă avem privirea țintită asupra ceea ce nu avem sau ceea ce considerăm noi că am merita și nu primim, nu o să fim bucuroși. Da. Ei erau bucuroși pentru că vedeau harul de care li s-a făcut parte. Harul mântuirii, harul adăugării la numărul ucenicilor, harul de a putea rămâne în Ierusalim, da? Chiar dacă nu mai aveau resurse proprii, cei mai mulți, pentru că, de fapt, asta s-a întâmplat și de asta au trebuit să-și vândă proprietăți ca să asigure perpetuarea întrunirilor ăstora în momentul ăsta, era un har pentru cei veniți din afară să rămână și erau bucuroși și recunoscători pentru lucrul ăsta. Era un har pentru cei care erau din Ierusalim și din zonă și să-și vândă proprietățile tocmai ca să își slujească frații. Și făceau lucrul ăsta cu bucurie. Bucuria este legată de dărnicie. Pe cel ce dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Mai târziu scrie în Cartea Evrei despre faptul că au primit cu bucurie răpirea averilor. Da? Aici nu era vorba despre o
vânzare voluntară a unei proprietăți și a pune banii la dispoziția apostolilor, era pur și simplu o răpire cu forța a bunurilor pe care le aveau, 0% ajungeau la adunare, 0% le rămânea lor, și atitudinea care normal trebuie să dea naștere la frustrare, la mânie, la supărare, la dorință de răzbunare, o vedem ilustrată prin bucurie. De ce? Pentru că știți că aveți o altă avere în ceruri. Ochii voștri sunt ațintiți asupra lui Dumnezeu și asupra valorilor lui. Dar lucrul ăsta nu s-a întâmplat cu toți și nu s-a întâmplat în fiecare adunare și nu s-a întâmplat în fiecare epocă să-ți fie răpite averile din cauza că ești creștin. Și sunt unii care se gândesc că, dacă mi s-ar întâmpla mie lucrul ăsta, păi atunci aș renunța bucuros de dragul Domnului la orice. Dacă nu ești în stare să fii darnic, să renunți acum cu bucurie la ceea ce ai pentru nevoile fraților, nu o să fii bucuros dacă ți se răpesc averile de niște oameni nelegiuiți. Da? Dacă nu dai cu bucurie și nu te oferi tu cu bucurie Domnului întâi și după aceea fraților, da? Dacă nu se vede dărnicia ta în viața de zi cu zi și în răspunsul pe care îl dai și în umărul pe care îl pui la responsabilitatea aceasta a adunării, poți să uiți că ai primi cu bucurie răpirea averilor. Erau plini de bucurie. Da? Bucurie care era manifestată într-o mulțime de feluri. În laudă la adresa lui Dumnezeu. Într-o atitudine corectă față de cei din afară. Erau plăcuți înaintea întregului norod. Erau manifestată într-o atitudine corectă față de frați. Într-o atitudine bună față de frați. De amiabilă, de a-ți deschide propria casă, a fi ospitalier, a invita pe frați la tine acasă. Sunt doar câteva feluri în care ei își manifestau bucuria aceasta și conștiința faptului că lor li s-a făcut har, au avut parte de favorul lui Dumnezeu și la rândul lor arată favor celor din jurul lor. Cât de bucuroși suntem, nu putem să mimăm bucuria. Să știți că nu la întâmplare bucuria este roada Duhului Sfânt. Și atunci când întreb cât de bucuroși suntem, întreb cât de multă roada Duhului avem în noi. Cât de prezent și cât de lucrător este Duhul în noi. Ceea ce înseamnă cât de maturi ești. Da. Au legătura astea. Dar oamenii ăștia nu erau maturi în învățătura apostolilor și cu toate astea erau plini de bucurie. Atitudinea este cea care accelerează creșterea noastră în maturitate. Da? Dacă nu avem atitudinea potrivită, și procesul acesta de maturizare va dura mult mai mult și va avea mult mai multe obstacole și mult mai mult spin decât dacă am avea de la început și în mod constant atitudinea corectă. Și să mă grăbesc să ajungem la a patra atitudine, curăție de inimă. Sensul este de simplitate, de sinceritate. Da? Erau sinceri în relațiile lor, sinceri în relația cu Dumnezeu, sinceri în relația cu ei înșiși, sinceri în relația cu frații, sinceri în relația cu lumea. Termenul este de simplitate și e un termen care nu mai apare în altă parte din Noul Testament, doar aici, ceea ce e foarte interesant, și literal înseamnă teren lipsit de pietre. Culmea. Teren drept, lipsit de pietre. Teren nestâncos sau nepietros. Pietrele erau privite în imaginea asta ca fiind problematice. Pietrele ascunse te puteau face să cazi și nu știai de ce. Dacă era să lucrezi terenul, îți puteai strica uneltele și nu puteai să mergi la dedeman să-ți iei imediat o altă unealtă. Și îți puteau afecta, da, lucrarea și relaționarea și te puteau întârzia și te puteau împiedica pe cale. Da? Pietrele acestea ascunse. Termenul este acela de a fi neascuns, a fi simplu, a nu fi complicat în relațiile tale. În sensul că nu erau întortocheați în relațiile lor, erau simple. Ceea ce gândeau, aceea spuneau. Ceea ce era în inima lor, aceea
arătau, nu complicau relațiile. De fapt, complicațiile și întortocheliile vin dintr-o problemă interioară pe care o avem înainte cu Dumnezeu de toate și după aceea cu noi înșine și cu frații. Când vedem relații complicate, când vedem pe cineva că își face tot felul de scenarii și tot felul de gânduri și întoarce niște lucruri și niște atitudini pe toate părțile, omul acela are o problemă cu Dumnezeu, cu el însuși și cu frații. Și omul acela nu are, în limbajul lui Cornilescu, curăție de inimă, simplitate și sinceritate în relații. Atitudinea asta de simplitate era o atitudinea pământului bun, din imaginea, din pilda Domnului, pământul bun care aduce rod mult. Pământul stâncos, pământul cu pietre, nu aducea rod, chiar dacă vedeai rod până la o vreme. Da? Dar nu avea strat și rodul pierea. Grâul pierea. Ei bine, fără curăție de inimă, fără sinceritate și fără simplitate asta, să știți că nu o să existe rod de durată. Nu o să existe rod de durată în viața acelei persoane. Acum, niciunul dintre noi nu suntem fără pietre, fără probleme. Ideea care este? 1. Să fie la vedere, să nu fie ascunse. Și 2. Când apar la vedere, să facem orice ca să le eliminăm. Ca să fim pământul acela drept, nivelat, fără lucruri ascunse care pot să strice relația și să împiedice rodul Duhului Sfânt. Domnul Iisus a lăsat Matei 18 tocmai ca să se rezolve, să se îndepărteze pietrele astea și pământul dintre noi să fie unul nivelat, unul drept, să netezim cărări drepte, să turnăm autostrăzi între noi, nu poteci întortocheate. Dumnezeu să ne ajute și să ne cercetăm, să vedem unde suntem, să avem atitudinile astea pe care le-au avut și ei. Dacă avem atitudinile astea, restul lucrurilor pe care le vom studia, fie cele primare, cele patru, fie cele secundare, celelalte opt, vor veni de la sine în anumite cantități și măsuri care variază de la funcție de situație, de la adunare la adunare, dar vor fi toate acolo. Dar atitudinea este primul pas și de aici trebuie să ne cercetăm. Suntem gata să stăruim, să menținem direcția, să ținem cârma pe direcția fixată, să perseverăm sau suntem dispuși să dăm înapoi. Da? Nu este cale de întors. Dacă nu avem atitudinea asta, suntem deja învinși. Că înfrângerea noastră va fi mâine sau va fi peste o lună sau peste 10 ani, nu contează. Dacă nu avem atitudinea asta, suntem deja învinși. Avem sau nu teamă de Dumnezeu? Cât de mult vedem gloria și sfințenia Lui. Cât de în serios luăm slujba sfântă care ne-a fost încredințată. Și cât de mult îl vedem în adunare, prezent de fiecare dată când ne întâlnim. Avem bucurie, bucurie față de El, bucurie interioară, bucurie față de frați sau nu? Cât de conștienți suntem de harul care ne-a fost dat? Sau avem atitudine de nemulțumire și de cârcoteală pentru că ni se pare că nu ne dă ceea ce merităm. Și în al patrulea rând, cât de simpli suntem în relația cu ceilalți? Sau cât de complicați? Câte pietre și câte stânci suntem sau avem în inimă în relația cu ceilalți? Dumnezeu să ne ajute să avem curăție de inimă, bucurie deplină, să avem o teamă sfântă față de El și să fim perseverenți până la sfârșit. Amin.